Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A doua lună de vară va continua cu aspecte interesante despre Mercur, Soare și Marte. Tranzitul lui Marte în Făcioară care va începe pe 10 iulie, va direcționa energia majorității oamenilor către muncă, realizări profesionale. Lucrurile care vor fi începute în timpul acestui tranzit vor fi promovate încet, dar foarte calitativ. În acest moment, va deveni important să nu vă scufundați în flacuri, pentru a putea distinge principalul de secundar. Medicii, vindecătorii și nutriționiștii vor avea un randament ridicat al muncii. Aceste ora din urmă le va fi deosebită de eficient atunci când lucrează cu pacienții elementului pământ, taur, fecioară și capricorn, reprezentanții focului, berbec, leu și săgetător vor avea și ei ocazia să-și îmbunătățească starea de sănătate. În perioada ingresării lui Marte în fecioară, pește ar trebui să se îndrepte mai mult către propria logică decât către intuiție, iar gemenii ar trebui să-și restrângă cercul de comunicare pentru a nu-și pulveriza potențialul. Este favorabil pentru Capricorn să se ocupe de probleme de lungă durată și complexe, pentru că există toate șansele de a obține rezultate foarte bune. Pentru Taur și Fecioară, succesul material va fi direct proporțional cu efortul depus. Mercur în opoziție cu Pluto Marți va provoca o tendință de suspiciune, mai ales la Fecioară, Berbec și Scorpion. Dorința de a-și afirma puterea cu orice preț poate fi simțită și de către lei și, prin urmare, pot ajunge în situații de conflict. Capricorni, vărsătorul și peștii pot avea probleme cu transportul și echipamentul, li se recomandă să minimizeze numărul de călătorii, vizite în locuri aglomerate și, de asemenea, nu trebuie să conduceți vehicule. Pot exista erori în funcționarea telefonelor celulare a internetului, a oricăror componente electronice. Comunicarea cu cei dragi din această zi va fi dificilă, deoarece incapacitatea de a vă relaxa și de a vă abține de la problemele profesionale actuale nu va afecta relațiile în cel mai bun mod. Problemele sexuale și conversațiile neplăcute sunt posibile în domeniul romantic, la fel ca și primirea de informații ambigue despre partenerul tău. Intrarea lui Mercur în leu pe 11 iulie va necesita atenție persoanelor cu muncă intelectuală, care vor fi deosebită de solicitate și vor trece în prim plan în multe domenii ale vieții. Gândurile și ideile originale vor domina spațiul informațional din 11 iulie până în 28 iulie, iar cei care caută de exemplu, start-up-uri, noi direcții de afaceri, ar trebui să privească mai atentă discuțiile și ideile în diverse domenii. Succesul în profesie va fi remarcat în special în rândul profesorilor, educatorilor, vorbitorilor, politicienilor și actorilor. În ceea ce privește sănătatea, cei care au boli cardiovasculare cronice și probleme cu tensiunea arterială vor fi expuși la riscuri. Soarele formează un sextil armonios cu uranus vineri, 14 iulie. În această perioadă, va exista ocazie foarte bună de a ocupa funcții de conducere într-o echipă, cei care sunt ocupați cu propria carieră și au mari ambiții în profesie se vor putea dovedi, pot întruchipa multe dintre ideile lor, o zi bună pentru încheierea de tranzacții comerciale, întâlniri de afaceri, rezolvarea comună a problemelor și stabilirea de noi obiective de afaceri. Cei care sunt angajați în activități științifice sau de cercetare vor putea, de asemenea, să realizeze multe planuri, iar munca va fi deosebită de inspirată și productivă. În sfera romantică, mulți reprezentanței semnelor de foc și apă vor fi atrași să se schimbe, spre reorganizarea vieților de familie un rezultat de succes în căutarea partenerilor pentru o relație serioasă va fi obținut până acum de către reprezentanții singuraticei zodiacului, gemeni, balanță și vărsător. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!